Conducerea Spitalului de Urgență Roman încearcă periodic să rezolve lipsa de personal medical și nemedical necesară bunei desfășurări a activității în unitatea sanitară. Și în această perioadă au fost scoase la concurs atât posturi de medici, cât și posturi de personal medical cu studii medii. Au fost concursuri, s-au dat la sfârșitul lunii mai și iunie concurs pentru medici. Chiar au fost publicate și scoase la concurs post de pediatrie pentru endocrinologie și diabet, nu s-a înscris nimeni. Iar pentru chirurgie, post de medic specialist, s-au înscris doi doctori. Unul nu s-a mai prezentat la concurs, celălalt care s-a prezentat nu l-a luat și ca atare postul de chirurg specialist nu a fost ocupat. Unitatea sanitară se confruntă cu două situații, una în care nu se prezintă niciun candidat și alta în care candidații care susțin examenul nu-l iau din cauza slabei pregătiri profesionale. Iar pentru psihiatrie a venit o doamnă doctor, a dat și a luat concursul. Va începe activitatea zilele următoare. În oncologia, marea durere a spitalului. Oncologia s-a ocupat postul când în sfârșitul aprilie. Și s-a prezentat doamna doctor. S-a prezentat doamna doctor Țăranu, chiar vine și la, este în activitate. Da, lucrați în continuare cu doamna doctor Lucian. Da, până la sfârșitul anului, când este contractul, după care mai târziu să vedem cum spune și dumneaei. Da, de câți medici ați avea nevoie acolo la... N-ar strica să fie doi. La fel se întâmplă și cu celelalte posturi scoase la concurs, prin care se caută personal nemedical, brancardieri, infirmieri sau îngrijitori de curățenie. Alte posturi s-a mai scos la concurs postul de psiholog pentru secția de psiatrie. Au fost 5 candidați, n-au luat niciunul concursul. Apoi s-a mai ocupat 2 posturi de brancardier la ATI, 2 la CPU, post de îngrijitor curățenie la chirurgie infantilă, oncologie, CPU, radiologie. Și am trimis spre publicare la Monitorul Oficial, vom scoate în decursul lunii iulie și începutul lunii august post de îngrijitor curățenie pentru 2 posturi pentru medicină internă, 3 posturi pentru chirurgie, un post pentru medicală, OG și chirurgie infantilă, un post de infirmier la oncologie, un brancardier la psiatrie și asistenț medical 4 posturi, unul pentru cardiologie, neonatologie, chirurgie infantilă și CPU. În lunile iulie-august au fost scoase la concurs foarte multe posturi nemedicale în încercarea conducerii Spitalului de Urgență din Roman de a rezolva măcar o parte din criza de personal. Alte posturi pentru informatică și statistică, 1,5 de normă pentru autopsier și 1,5 de normă pentru registrator la chirurgie infantilă, pentru că doamna care era pe perioadă determinată, s-a încheiat contractul și trebuie scos postul la concurs. Conducerea Spitalului de Urgență Roman încearcă din răsputeri să selecteze personalul medical necesar desfășurării activităților de îngrijire a sănătății pacienților care sunt internați în unitatea sanitară romașcană. Acest demers se lovește însă în permanență de dezinteresul pe care îl manifestă cei care s-au pregătit pentru o astfel de meserie sau de slaba pregătire a celor care mai rămân să muncească în România.